Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă voi face astăzi o nouă etalare în trei variante cu cărțile Sibilelor Norocului pentru a afla care sunt numerele norocoase la loto pe care le puteți juca. Fac această etalare pentru că au fost persoane în ultima perioadă care mi-au cerut să mai fac câte o etalare în acest sens pentru a vedea care sunt numerele norocoase. Va fi o etalare cu numere de la 1 la 90, așadar în funcție de țara în care vă aflați și jocurile care sunt pentru loterie în țara respectivă, folosiți numerele care v-au ieșit. Și sau adăugând altele de, suplimentare de la voi, dacă nu sunt toate care vă ies de la 1 la 90, pentru că voi face o extragere, o etalare care se cuprinde numere de la 1 la 90, dar e posibil ca la, nu la toate etalările să iasă numerele care le puteți juca în țara în care vă aflați. Pot să fie peste 4-49, spre exemplu, în România se joacă de la 1 la 49, dar în alte țări se poate, sunt jocuri care se, sunt și până la 90. Și iar dacă nu vă este niciun număr de la 1 la 49, înseamnă că nu este pentru voi această etalare, da? Deci e foarte clar. Nu vă era destinată vouă. Reveniți altă dată sau la altă etalare sau jucați-vă numerele pe care vi le știți voi dacă doriți să jucați. Și haideți să vedem. Mi-a ieșit aici 10 și 58. Acestea sunt numerele din terra pentru la general, da? Deci pentru toată lumea pot să fie valabile aceste numere. 10, 52, luați-le ca pe un bonus. Pot să apară situații în care să fiți mulțumiți de ceea ce vi se întâmplă. Și haideți să vedem așadar etalarea pentru prima variantă, varianta pe 3 vers, dar ce vă puteți aștepta în următoarea perioadă. Această etalare este valabilă pentru această lună, deci până la sfârșitul lunii, numerele pe care le puteți juca până la sfârșitul lunii. Să vedem care sunt cele 6 numere, pentru că voi extrage 6 cărți, fiecare are câte un număr norocos sau mai puțin norocos. Ele le pot fi jucate toate, dar în funcție de carte, cum iese în poziție dreaptă sau răsturnată, de aceea îi spun mai norocos sau mai puțin norocos. Cel mai puțin norocos este ca și un bonus, ca să zic așa, dar nu, de care puteți să țineți cont sau nu. El vine și el cu aceste cărți, vor veni și ele cu niște mesaje suplimentare. Uite, spre exemplu, aici nu mi-a ieșit niciun număr în tăiere norocoase. Mi-au ieșit, deci, numerele care sunt mai puțin importante sau norocoase este 9 și 30, de-aia sunt în poziția răsturnată. Dar puteți avea o reușită, succes, dacă veți fi mai ambițioși. Da? Deci, pentru că timpul, practic, vindecă orice lucru. Să aveți și răbdare, să aveți încredere, pentru că e posibil ca voi să fiți într-o situație de incertitudine, de negare. Trebuie să și riscați, poate, da? Deci, să aveți curaj, da? să vă schimbați, să faceți o schimbare. Și să vedem. Să pun piatra verde aici, ca să am loc 8. Vedeți, s-a sărit, o punem și pe asta aici, dacă a sărit, înseamnă că vrea ceva să vă spună, e ceva pentru voi. Ok, și să vedem. Va ieși numărul 17 norocos și 71 mai puțin norocos, da? Îmi spune, practic, acest număr pentru voi îmi spune că poate aveți niște dubii, veți fi, poate aveți și o competiție, sunteți într-o stare de rivalitate cu voi înși vă sau cu ceilalți, da? Deci sunteți așa, apar și niște vești, poate și o stare de indispoziție, de tristețe, totuși atenție la pericole, pentru că v-am zis, este o competiție, o rivalitate, trebuie să fiți inteligenți, pentru că cu inteligență învingeți orice obstacol. Puteți, poate la voi e și o lipsă de... nu aveți prieteni, poate, nu aveți persoane cu care să vă înțelegeți, nu faceți parte dintr-un grup în care sunteți bine integrați, poate. Există o anumită stare de neînțelegere, poate că e nevoie să faceți mai multă claritate, poate nu sunteți prea agreați, să zicem așa, în mediul vostru.
sau nu găsiți voi mediul vostru care să vă convină, să vă placă. Următorul număr pentru voi este 39, norocos. 3-ul este mai puțin norocos și îmi spune spre faptul că trebuie să fiți atenți aici, că e o suferință la voi, o stare de, în cauza și unor rivalități, invidii, gelozii. Nu trebuie să luați cu ușurătate lucrurile care vi se întâmplă, posibil să aveți neplăceri, e posibil și din cauza unor erori de înțelegere sau alte persoane, poate din ignoranță sau din răutate, fac greșeli. Pot să vă aducă suferință, da? Deci, sau sunteți supuși unor pedepse, suferințe, persoane care încearcă să vă facă să suferiți. Și cine tace, practic, consimte. Deci voi ar trebui, cumva de am spus, că trebuie să faceți poate o anumită claritate. Da? Pentru că dacă tăceți și nu spuneți nimic, este foarte posibil că vă consideră că voi sunteți vinovați. Dar dacă vorbiți, înseamnă că voi aveți dreptate. Dacă aveți curajul să înfruntați situația, da? Și să o clarificați. Următorul număr care vine la voi norocos este 41 și 14 este mai puțin norocos. Această carte vorbește practic despre faptul că puteți avea parte de dragoste, de ceva care să vă încântă, să vă liniștească, să vă puteți să aveți întâlniri amoroase, poate. Apar niște speranțe. Speranța este ultima care nu trebuie să o pierdeți niciodată. Da? Deci puteți să primiți invitații, poate, sau să v-am zis, aveți o întâlnire amoroasă. Posibil să fiți și pedepsiți în dragoste voi sau să aveți o suferință în dragoste. Cineva care vrea să vă pedepsească, să răzbune în dragoste, dar nu se moare din dragoste, ca să zic așa. Următorul număr la voi care vine, nu la mea, cel norocos lipsește, dar e cel mai puțin norocos, este 9. Și posibil să apară niște vești, o noutăți legate de muncă, de bani, ceva de pus la punct, un contract, o situație de clarificat, de semnat, timpul vindecă orice lucru. Puteți avea de-a face cu persoana mai tânără, totuși aici să fiți atenți, pentru că e vorba de vești de călătorii sau de la vești de la drum, dar poate că nu este prea, foarte serioasă această persoană sau prea matură în gândire, da? Trebuie să fiți poate puțin mai atenție cu această persoană, da? Să nu îi acordați 100% încredere, să evaluați mai bine situația. Următorul număr pentru voi norocos este 5, 50 este mai puțin norocos și îmi spune că e cineva care se gândește la voi, care vrea să se apropie de voi. Și dacă sunteți determinați și ambițioși, puteți învinge într-o situație. Acum, fie că e vorba de dispute, relații sau profesie, bani, familie, în orice caz, puteți avea de-a face cu o femeie chiar bogată, drăguță și disponibilă. Dar totuși trebuie să nu-i acordați foarte multă încredere, că poate să aibă niște interese, poate fie legate de dragoste sau vinde dragoste, ca să zic așa, într-un fel. Pentru voi, deci trebuie să aveți mai multă răbdare și înțelepciune, da? Deci persoană care să fiți o persoană cu mai multă înțelepciune sau poate o persoană poate interveni pentru voi într-o situație, vă poate sprijini, ajuta, depinde de la situație, la situație. Următorul număr la voi este 41, norocos. Am spus, pardon, 37, următorul număr, ultimul număr din această extragere, din această etalare, 37, care vorbește despre faptul că pot apărea speranțe favorabile, poate ceva de sărbătorit, o stare de bine, de sănătate. Și trebuie să știți totuși că binele și răul au un sfârșit. Deci atunci când aveți, trebuie să aveți speranțe că răul se termină și binele trebuie să-l prețuiți pentru că nu ține la nesfârșit. Și 73 este numărul mai puțin norocos, care îmi vorbește despre faptul că trebuie să fiți totuși atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, să nu vă entuziasmați așa prea tare, că e posibil că să fie persoane care să se opună, să aveți o dragoste, poate, da? Vă dau sfaturi proaste sau intervin să vă strice ocaziile de a avea o dragoste sau relația în care sunteți de dragoste. Cam asta este pentru prima variantă și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem la voi.
care sunt numerele voastre norocoase pentru următoarele săptămâni, până la sfârșitul lunii, așadar. Să vedem care sunt numerele norocoase pentru voi. Mai știa ceva, mai și chiar bani, monedele. Ceea ce îmi spune că puteți să primiți bani. 83-23 sunt numere norocoase, 32-38 mai puțin norocoase. Dar în orice caz îmi apare că aveți succes. Puteți avea de-aș face și cu o tânără care vă caută, da? Cineva care vine și vă caută. Puteți să aveți chiar tot ce vă doriți voi, da? Dar trebuie să știți că dacă ați făcut rău cuiva, puteți să aveți și de suferit. Deci răul se plătește. Și haideți să vedem. Primul număr norocos la voi este 59, mai puțin norocos nu mi-apare, deci aveți 59, ceea ce îmi spune că voi apar niște vești, niște noutăți, da? Deci niște, chiar și niște câștiguri pot să apară. În orice caz, trebuie să știți că aveți dușman care se gândesc la voi, care vă visează să ajungă să vă poată înfrânge, să vă poată facă, crea niște prelceri, dar puteți avea o situație bună, chiar câștiguri, să vi se îndeplinească o dorință, da? Deci să fiți apreciați. Trebuie să stați departe de cei care nu vă agrează, da? Deci, sau dacă sunt persoana iubită, dacă este departe de voi, este departe de inima voastră. Adică nu este departe de voi și cu cât e mai timpul trece mai mult, cu atât cum să spun, ochii care nu se văd se uită. Următorul număr la voi este 24. Voi aveți foarte multe monede și vești, vă spun aici. Deci în cărțile mai mi-au ieșit multe bâte și monede, ceea ce îmi spune că veți avea foarte multe vești, ocazii, mișcare, acțiuni, trebuie să acționați. Vor fi evenimente, multe acțiuni în următoarele două săptămâni în care veți fi implicați și chiar posibilități de câștiguri și intervenția unor persoane în viața voastră. O femeie aici, văd și un bărbat, un bărbat mai tânăr și o femeie poate mai matură. Sau dacă nu sunteți chiar voi. În orice caz, numărul următor este 24, norocos și îmi spune că poate veți face niște călătorii, vă mișcați, faceți drumuri, veți primi sfaturi, vești, lucrurile se vor petrece cu rapiditate, este foarte bine să trăiți clipa, ca să zic așa. Și trebuie să fiți totuși bucuroși de ceea ce vi se întâmplă bun, da? Deci bucurați-vă de clipă. Nu trebuie să fiți leneși și nici triști, da? Deci trebuie să încercați să fiți cu moralul la cote maxime, să vă auto-impulsionați să fiți fericiți cu puterea gândului, da? Mă simt bine, sunt bine, gândesc pozitiv, nimic, încerc genul acesta de afirmații pozitive care să vă ridice starea de spirit. Să vă schimbem bine starea de spirit, pentru că este urmează o perioadă în care vor fi multe mișcări, vești, câștiguri, da? Deci aici mi-apare și o persoană, deci am zis 24 și 42 și următoarele numere sunt 81 și 18 și aici îmi spune că puteți avea de-a face cu o persoană care poate e persoana iubită sau pe cineva care vă păzește, aveți grijă, poate să fie și un spion, o persoană care vă urmărește, vrea ceva. Aici poate să fie vorba și de o aventură sau vrea o aventură, în orice caz, totuși trebuie să fiți atenți, aici să nu acordați foarte mare încredere. Am zis 81 și 18 numerele. Puteți să aveți de-a face și cu un doctor, da? Sau cu mai multă singurătate, da? Deci este totuși bine să nu aveți, să fiți mai atenți cu cine aveți de-a face. Următoarele numere sunt 39 și 3 și mi-apare o situație în care trebuie să fiți foarte atenți că poate să aveți și niște neplăceri și să faceți niște erori, să intrați într-o neplăcere, într-o cineva să nu vă suporte sau să nu, să fie niște chestiuni care să vă creeze neplăceri, da? Deci niște suferințe, da? Niște lucruri, poate pedepse, poate niște un viitor, ceva în care nu știți sigur ce se va întâmpla, să zic așa, deci 39-3 am zis numerele și 48 și 84 următoarele numere care îmi vorbește că poate să apară o căsătorie, o logodnă, o cerere în căsătorie, chiar câștiguri, poate vă ocupa și de sănătate, puteți avea face cu o persoană bogată,
să aveți o relație cu o anumită persoană, dar puteți să aveți persoane și de o dușmană, un dușman, cu atenție, persoane mai bârfitoare, mai femeie în mod special, dar s-ar putea să scăpați de această femeie, aveți mari șanse să scăpați de o dușmancă. Următorul număr la voi este 86 și mi apare aici îmi vorbește despre câștiguri, da? Deci câștigați, nu foarte mult, dar puteți să câștigați. În orice caz se va îmbunătăți situația voastră financiară, chiar dacă vor fi și niște întârzieri, știți cum e, mai bine mai târziu decât niciodată, vă veți echilibra. Deci aveți 86 și 89, am zis că sunt numerele voastre, nu, 86 și 68, pardon, numerele voastre norocoase și vă pot veni bani, puteți să faceți o afacere, să aveți câștiguri, trebuie poate și să iertați pe alții, dar să fiți exigenți și cu voi totuși, să nu vă lăsați, cum să spun, să leneviți, să vă acceptați viciile, să zic așa, ce să vi le îmbunătățiți. Cam asta este pentru a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia, care sunt numerele voastre norocoase pentru următoarele săptămâni, până la sfârșitul lunii, care sunt numerele la loto pe care le puteți juca de la 1 la 90, am spus, da? Deci în funcție de țara în care vă aflați, folosiți numerele care vă sunt folositoare. Și să vedem ce spun cărțile. Numărul 84, 3, 39, 84 sunt niște numere. Puteți să cunoașteți o persoană bogată, dar totuși nu-i acordați foarte multă încredere că poate să fie o persoană cu niște interese obscure sau o persoană mai bârfitoare, mai de proastă calitate, care vă poate aduce niște suferințe, vă poate crea niște dureri, vrea să vă pedepsească, poate, nu știu, vreau să vă bage într-o înșelătorie, poate să fie și acest lucru. Atenție! Că pentru bani în ziua de azi sunt în stare, sunt capabile persoanele și cele mai la care nu te aștepți de orice. Trăim niște vremuri mai rău ca în telenovele. Aici mi apar numărele 58 și 85 în prima carte, ceea ce îmi vorbește că veți avea, poate în următoarele săptămâni, parte și de dragoste, de o idilă, de ceva care să vă dea satisfacție, să vă aducă mai multă bucurie, da? Să vă umple inima de bucurie. Nu trebuie să vă risipiți timpul și energia cu persoane care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu voi, nu au aceleași valori, principii. Trebuie să vă găsiți liniștea și să mergeți către ce este mai bun, să țintiți la ce este mai bun și mai armonios. Da? Următoarea carte este 82 și 28 ca numere, îmi vorbește despre o persoană care poate să fie o persoană bună pentru voi, o persoană mai matură, un bărbat poate, mai generos, mai poate să fie vorba de soț, îndrăgostit. Puteți să aveți o relație cu această persoană care poate vă gândește sau pe care voi o gândiți și pe care vă aduce bucurie, poate vești de la această persoană sau întâlnirea cu această persoană. Următorul număr este 83 și 38 și îmi vorbește despre faptul că vă vin niște bani, vă vin niște recunoașterea meritelor sau veți avea ocazii de afaceri bune sau de profesie, ceva bun se poate întâmpla la voi, dar atenție că cei care fac rău, răul se plătește. Pentru unii pot să apară chiar cu deschiderea unui magazin, să apară niște bani, să apară niște câștiguri dintr-o afacere sau pentru o afacere. Și următorul număr aici mi-apare 88 și mi-apar monedele din nou, ceea ce îmi spune că faceți bune afaceri, puteți să aveți o poziție asigurată, puteți chiar avea câștiguri deci la loterie. Poate că și trebuie să fiți atenți totuși că am mai spus și mai devreme că cei care fac rău pot să plătească. Deci atenție să nu încercați să câștigați pe spinarea altora, ci prin munca voastră, prin urma datorită talentelor voastre, aptitudinilor voastre. Deci nu încercând să-i folosiți pe alții, să zicem așa, să trageți pe alții. Fără să îi răsplătiți pentru eforturile pe care
Normal că când muncești sau când faci o afacere, mai ai și colaboratori cu care muncești, dar trebuie să-i răsplătești pentru munca lor la justa valoare, pentru cât au muncit, nu să încerci să-i păcălești, să le plătești mai puțin sau deloc, cum se întâmplă, din păcate, sunt mulți care își fac averi pe spinarea altora, sclavagindu-i pe alții, fraierându-i pe alții, dându-le loviturii pe la spate, ca să zic așa. Vă pot veni niște bani, poate chiar pe neașteptate, puteți să faceți chiar cu cunoștință cu cineva care să vă ajute, dar trebuie să aveți conștiința curată, da? Deci, pentru că cei care vor fi curați vor avea câștiguri. Următorul număr este 23 și 32 și aici am vorbește că cineva vă poate căuta. Un bărbat poate să vă caute, dar totuși nu trebuie să-i acordați foarte multă atenție, că poate să fie vorba și de un spion, poate să fie vorba și de o persoană falsă, o persoană care încearcă să vă înșele cu ceva, pentru că poate să fie mai tânăr. El aici pare că vă dorește această persoană, dar fiind poate și mai tânăr, poate nu reușește să, e poate mai leneș, mai irresponsabil, deci totuși fiți mai atenți la situațiile noi sau la persoanele tinere. Următorul număr aici la voi este 90. 90 îmi vorbește despre chiar noroc, noroc, câștiguri sigure și satisfacții. Dar totuși trebuie să știți că aroganța îmi face dușmănii. Veți umbla cu situațiile, în orice caz, vă veți descurca cu banii, veți ști să faceți, să câștigați, puteți să aveți, deci, practic, la voi norocul vă ajută, este mâna voastră, puteți face chiar o afacere. Dar trebuie să fiți atenți că orgoliu, mândria, aroganța se plătesc, da? Fac dușmănii. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste etalări, că v-au răspuns la întrebări, că v-au dezvăluit la ce să vă așteptați în viitor și că veți avea câștiguri, fie din propria muncă, fie din oportunitățile pe care le veți valorifica în mod corect, cinstit, așa cum trebuie, fără să faceți pe alții să sufere și că veți avea și câștiguri la loto dacă veți juca și vă vor ieși numerele voastre pe care le jucați. Eu vă doresc un noroc și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și să aveți o zi excelentă din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!